Excel, probleme rezolvate, partea a doua. Aplicația Excel prezintă importante colecții de funcții însoțite de explicații detaliate privind modul de utilizare. Iată funcția SUM cu n argumente. Funcția SUM face parte din categoria funcțiilor matematice și trigonometrice și calculează suma valorilor transmise de argumente. Exemple de utilizare a funcției SUM. După semnul egal, edităm numele funcției și, în paranteză, descriem parametrii doriți, argumentele dorite. Cea de-a doua metodă de apel de utilizare a funcției SUM este prin intermediul comenzii insert function, comandă declanșată la apăsarea pictogramei f de x din bara de formule. Se deschide galeria categoriilor funcțiilor, identificăm funcția SUM și la final, în fereastra ultimă deschisă, completăm argumentele funcției. Finalizăm cu butonul OK. Funcțiile max, min și average fac parte din categoria funcțiilor statistice și calculează valoarea maximă, minimă, respectiv media aritmetică a valorilor transmise de argumente. Exemple de utilizare a funcției max. După apăsarea tastei Enter, rezultatul calculat este afișat în celula rezultat. Exemple de utilizare de apel a funcției minim. După apăsarea tastei Enter, rezultatul calculat este afișat. Funcția average, exemple de utilizare. După apăsarea tastei Enter, rezultatul este afișat. Funcția if, o funcție cu trei argumente, produce ca rezultat fie valoare 1, dacă rezultatul evaluării testului logic este adevărat, fie o valoare 2, dacă rezultatul evaluării testului logic este fals. Exemple echivalente de utilizare a funcției if. După apăsarea tastei Enter, rezultatul apare în celula rezultat. Proiectul Excel prezintă funcții specifice aplicației de calcul tabelar Excel pentru sumă, maxim, minim, media aritmetică și decizie. În foaia de calcul Carpați 1 este prezentată o secvență de lecție referitoare la munții Carpați. Și anume, referirea se face la sistemul muntos central al Europei. Carpați, care constituie un arc de lungime 1700 de kilometri, arc ce acoperă teritoriul a 7 state. Cele 7 state
constituente a sistemului muntos central european carpatin sunt Cehia, Slovacia, Polonia, Ungaria, Ucraina, România și Serbia. Pentru fiecare dintre țările prezentate, am asociat și drapelul corespunzător. Drapelul polonez alb roșu, drapelul ungar tricolor, drapelul României, drapelul Serbiei. În coloana a doua am editat numele celui mai înalt vârf carpatin din țara respectivă, iar în coloana a treia am editat, măsurat în metri, înălțimea vârfului carpatin corespunzător fiecărei țări. Iată și vârful moldoveanu din munții Făgăraș. Cerințele problemei. Calculați înălțimea maximă atinsă de un vârf carpatin european central. Am folosit funcția maximum pe domeniul de 6 de 12. Cerința a doua, înălțimea minimă atinsă de un vârf carpatin european central. Am utilizat funcția minim, înălțimea medie se cere a fi calculată cu ajutorul funcției average. Am editat funcția pe același domeniu de 6 de 12. O altă cerință echivalentă are ca exigență utilizarea funcției sum. Ea produce același rezultat. Și dacă vrem să lucrăm complet neproductiv vis-a-vis și de funcția sum, dar mai ales vis-a-vis de funcția average, putem calcula media aritmetică, adică înălțimea medie, ca o sumă a valorilor din celulele domeniului respectiv, totul supra 7. Penultima cerință vorbește despre mesajul mijlociu care trebuie afișat dacă înălțimea vârfului depășește valoarea 1000. În caz contrar, mesajul dorit este scund. Pentru vârful moldoveanu, rezultatul este mijlociu. Ultima cerință pune o condiție ca mesajul moldoveanu să apară dacă înălțimea vârfului este 2544 și în caz contrar să nu se afișeze niciun mesaj. Am fi tentați să eliminăm complet această ramură, dar iată ce se întâmplă. Apare un mesaj fals, nu ne dorim acest lucru, astfel încât reconstituim prima formă cu spațiu între ghilimele, astfel încât dacă vârful nu este moldovean, o să nu fie afișat nimic. Iată cum funcționează cerința mesajului mijlociu sau scund pentru fiecare dintre vârfurile editate. Sesiune de autoevaluare. Cele mai înalte 12 vârfuri carpatine românești sunt editate în lista de mai jos. Pentru vârful Negoiu am asociat o imagine. Mai departe, cu ajutorul aplicației Excel, asociați fiecărui vârf carpatin câte o imagine reprezentativă prin succesiunea de comenzi, inserare, link. Calculați apoi înălțimea maximă, înălțimea minimă, înălțimea medie folosind doar funcția average și afișați mesajul OMU dacă înălțimea vârfului românesc carpatin are exact 2505 metri.
Vă mulțumesc!